Bună, dragii mei scorpioni, și bine ați venit la filmarea dedicată vouă pentru evenimentele importante care vor avea loc în viața voastră pe zonă de dragoste și pe zonă de carieră. Prima parte va fi pentru dragoste, eu voi nota în descriere timpii exact pentru partea aceasta când începe zona de dragoste și de asemenea timpii pentru a doua parte, pentru cea de carieră. Dacă vreți să vizionați doar una dintre ele sau dacă vreți să le vizionați în altă ordine. Și acestea fiind spuse, eu voi începe cu zona voastră de dragoste, să vedem ce vă așteaptă în următoarea perioadă, în următorul an, care sunt evenimentele importante pentru dragii mei scorpioni. Și aveți așa situația asul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 3 de bâte. Dragii mei scorpioni, poate a apărut o persoană nouă la orizont în viața voastră în această perioadă sau apare foarte, foarte curând. E cineva de la distanță pentru unii dintre voi sau pur și simplu vă doriți ceva stabil, dar ceva stabil pentru viitorul vostru și are legătură și cu ideea aceasta de a vă oficializa cu acte sau de a vi se face dreptate. E ca și cum pentru unii poate fi vorba de o etapă a unei relații în care sunteți și această etapă pur și simplu vine cu o foarte mare stabilitate, da? Dacă sunteți într-o relație, bineînțeles. Să dau mai sus să vedeți și motanul, da? Că ea aici nu vrea să plece, să știți. Hai să vedem ce e cu acest nou început aici la voi. Și aveți așa un 7 de cupe și valetul de monede, dragii mei, semn că e ca și cum sunteți pe un drum în care învățați lucruri despre dragoste. Poate faceți o afacere sau lucrați împreună cu persoana iubită, aveți lucruri în comun, învățați ceva împreună, faceți tot felul de lucruri în acest sens. Văd aici, dacă sunteți într-o relație, e o relație bună. Dacă sunteți singuri, văd că e o perioadă în care pur și simplu vreți să învățați diferite lucruri, vreți să vă perfecționați, să poate să lucrați la feminitatea voastră, la masculinitatea voastră. E o perioadă în care pur și simplu vreți să mai învățați lucruri. Hai să vedem despre ce e vorba exact. Șase de bâte și văd că vă simțiți bine în pielea voastră, văd că aveți aici o bucurie, e ca și cum vă simțiți apreciați de ceilalți, vă simțiți aplaudați. Dacă sunteți într-o relație, atunci tind să cred aici că parcă lucrați pentru stadiul următor. Ori aveți împreună un scop și vă doriți o victorie pe care văd că deja o aveți sau apare foarte rapid în viața voastră. Poate chiar v-am zis lucrați împreună la ceva, dar dacă sunteți singuri, v-am zis pur și simplu puteți concentrați pe ideea aceasta de a avea grijă de voi, de a încerca să învățați cât mai multe lucruri despre dragoste. Poate chiar să cunoașteți oameni noi, să faceți tot felul de demersuri în acest sens. Văd că e o perioadă în care ori ieșiți la petreceri, ori e o perioadă în care pur și simplu vă simțiți mai bine, vă simțiți apreciați. Pentru unii scorpioni, nu știu, poate vă aflați într-un trio sau poate e o perioadă în care pur și simplu vă simțiți bine și atât. Doriți să experimentați, doriți să faceți diferite activități din acest punct de vedere și văd un bărbat care se află în viața voastră, un bărbat care pur și simplu știe foarte bine ceea ce vrea. E un bărbat care ori se ocupă cu zona afacerilor, ori e un bărbat care... Eu știu, știe foarte bine să vorbească, da, te vinde, te cumpără, e un bărbat foarte iubitor, un bărbat care trăiește viața din plin, pur și simplu, dar pentru domni e posibil să fie o perioadă în care vreți foarte mult să petreceți, să vă distrați, dar v-am zis, pentru mulți e foarte accentuată această idee de trio. Ce anume se întâmplă? 10 de bâte, dragii mei scorpioni, urmează o perioadă cu foarte multe activități, urmează o perioadă apăsătoare așa pe zona aceasta a dragostei. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Dacă sunteți singuri, poate e un sentiment așa de apăsare, parcă v-ați săturat, acum vă simțiți bine, dar posibil la un moment dat să vă săturați de această singurătate. Dacă sunteți într-o relație, posibil să urmeze o perioadă în care se întâmplă tot felul de lucruri, o perioadă în care pur și simplu este destul de apăsătoare, aș spune eu, pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem exact despre ce e vorba.
Și aveți așa asul de bâte. Se pare că se întâmplă un eveniment, da? Poate apare o nouă activitate în viața voastră, apare o nouă persoană, o nouă persoană care pur și simplu reaprinde o flacără în voi pentru unii scorpioni, în special pentru cei singuri, da? În special pentru cei singuri. Și mai văd aici că e o perioadă în care nu prea vreți să exteriorizați sentimentele sau cunoașteți o persoană nouă, o persoană care pur și simplu era așa ca o picătură care a umplut paharul, care e posibil să vă împovăreze prin faptul că nu vrea să comunice cu voi. Da? Dacă sunteți într-o relație, e valabil același scenariu, doar că partenerul, partenera sau voi, dar nu prea veți vrea să comunicați foarte, foarte mult. Hai să vedem. Și mai văd așa puterea, da? E o perioadă provocatoare, e adevărat, posibil să fie și cu mici mari gelozii aici, dar totuși văd o persoană nouă pe care o cunoașteți, foarte puternică. E o persoană de la drum sau o persoană care face drumuri, o persoană care este pe energia voastră, o persoană care pur și simplu este la nivelul vostru din punct de vedere fizic, din punct de vedere al acțiunilor, iarăși. Și văd totuși că e o persoană care vă împlinește, e ca o provocare aici. Acum, dragilor, poate aceste poveri de aici, poate nu vă aparțin vouă, poate aparțin partenerului vostru, asta dacă sunteți într-o relație, și atunci e posibil ca și voi să simțiți lucrurile atât de intens, să-l susțineți și poate chiar văd aici drumuri, da, pe care e posibil să le faceți împreună. Și mai aveți și un 4 de monede aici. Deci, pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte vă văd aici destul de stabil. E ca și cum totuși nu vreți să lăsați relația să se ducă la vale, totuși luptați pentru ea. Pentru alții, dacă sunteți singuri, aveți șansa să cunoașteți o persoană nouă, o persoană puternică, dar v-am spus, care are niște probleme și care pur și simplu vă cere ajutorul, dar văd că nu vă dați în loc și vreți să ajutați sau să rămâneți alături de această persoană. Rezultatul final, 9 de spade aici, văd destul de mult stres din partea voastră, stres care are legătură, dacă sunteți doamnă, cu o rivală, da? Posibil să apară cineva aici, o rivală, o mică mare rivală, o persoană care să vă streseze, din ce văd eu aici. Pentru domni, iarăși posibil un inamic, da? Un inamic. Acum, dacă v-ați cunoscut așa într-o perioadă, da, care a fost destul de dură, aș spune eu, posibil să aveți așa în minte această idee de a vă distra, de a trăi lucrurile din plin, da, dacă sunteți doamnă, și atunci posibil să vă streseze acest lucru, mai ales în contextul în care vă aflați. Văd aici iarăși în viitorul vostru o alegere foarte importantă pe care o veți avea de făcut. E o alegere care va aduce un element de noutate, de inovație în viața voastră și în egală măsură văd aici că e ceva la care voi veți spera foarte, foarte mult și care are legătură cu zona actelor, da? Și care pur și simplu se va realiza sau cu ideea aceasta de a se face dreptate, pentru că pentru unii poate fi vorba de o relație la distanță sau de drumuri multe care sunt între voi și atunci parcă veți obosi și parcă vă veți dori și voi stabilitate și văd că o veți avea în cele din urmă. Posibil să fie, v-am zis, o relație care să ceară foarte mult de la voi, nu într-un sens negativ, ci pur și simplu ceva care să vă țină mereu în priză și parcă mai vreți și voi așa să aveți o siguranță și cu siguranță vine, da? Cu siguranță vine. E ca și cum în sfârșit vi se face dreptate divină și în sfârșit culegeți roadele, dragii mei scorpion, și ia uitați ce nou început aici frumos se arată pentru voi la orizont. Pentru unii poate fi vorba și de un copil, da, poate discutați cu partenerul, partenera, discutați neapărat acum că vă apucați și de făcut copii, da, că e foarte interesant aici ce se întâmplă. Da, aveți o etalare bună pe zona de dragoste, e foarte interesantă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și voi merge să fac etalarea pentru zona carierei. Și ne vedem acolo, dacă vreți să auziți și acolo ce se mai întâmplă. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pe zona carierei ce vă așteaptă pe voi, care sunt evenimentele importante pentru voi în următoarea perioadă sau în acest an.
și aveți așa situația 3 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală împărăteasă. Dragii mei scorpioni, vă văd aici lucrând la un proiect sau la ceva, e ca și cum învățați ceva pentru unii dintre voi, văd un final care s-a produs în viața voastră, o transformare profundă, poate acum, poate într-un trecut mai îndepărtat și văd aici că e ca și cum creșteți ceva, e ca și cum aveți grijă de ceva anume, e ca și cum creșteți ceva, dar cumva mai ascuns. Pentru alții poate fi vorba de o perioadă în care lucrurile merg bine la locul de muncă sau dacă ieși și vă căutați un loc de muncă, posibil să găsiți prin zona prietenilor sau printr-o femeie, posibil să vă fie foarte favorabil acest lucru. În egală măsură mai văd aici că puteți să găsiți un loc de muncă pentru cei care căutați pe zona aceasta a mâncărurilor, zona aceasta a hainelor, tot ce ține de material, da? Poate chiar zona naturii, cine știe. Hai să vedem exact despre ce-i vorba. Am luat tarotul acesta care mi este foarte drag și să vedem. 9 de bâte. Vă văd aici temători, dragilor, vă este teamă de ceva ce învățați, vă este teamă de ideea aceasta de sărăcie, de ideea că nu sunteți împliniți din punct de vedere financiar, poate vă este teamă că ceea ce creșteți voi poate pur și simplu presupune, da? Poate nu presupune foarte mulți bani sau nu sunteți mulțumiți din acest punct de vedere și văd aici că totuși începeți să înțelegeți lucrurile altfel, pentru că la voi este în egală măsură bine să nu vă agățați de lucruri materiale și vă știți foarte bine acest lucru, posibil să deveniți mai înțelepți, posibil chiar să nu vă concentrați foarte mult pe zona locului de muncă când vine vorba de bani, cumva să vă intereseze cum vă simțiți, să înțelegeți că e importantă cunoașterea pe care o dobândiți de acolo în egală măsură și este mult mai important decât banii care vin. Bineînțeles, e nevoie și de ei, că e nevoie să mâncăm și noi, e nevoie să ne întreținem, dar voi înțelegeți la ce mă refer cu siguranță și văd aici că ori vreți să plecați undeva, ori vreți să vă luați concediu, da? Ori acest lucru, nu știu, e pe timp de vară, e sezonier, ceva de genul acesta pentru unii dintre voi. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, valetul de monede, dragii mei scorpioni, văd noi activități pe care le faceți, din care scoateți bani. Dar se accentuează iarăși ideea aceasta de carnal, de tot ce ține de pământ, de mâncare, de haine și așa mai departe. Posibil pentru unii scorpioni să studiați ceva. Da, să fie ceva sezonier și să vreți să studiați ceva sau pentru alții dintre voi poate fi vorba de faptul că vă gândiți foarte serios să mai faceți niște studii, niște cursuri, ceva de genul acesta. Sau la locul de muncă pot apărea noi activități de a face bani. Hai să vedem despre ce-i vorba. Asul de monede. Poate fi vorba de o nouă activitate la locul de muncă, o nouă activitate prin care să faceți bani sau ceva ce învățați, dar iarăși se accentuează. E ceva nou aici și e ceva palpabil, e ceva palpabil, ceva ce are legătură cu zona aceasta a pământului pentru cei mai mulți scorpioni și are legătură și cu zona drumurilor. Poate dați de carnet, eu știu, zic și eu, pentru unii poate e valabil. Ceva de genul acesta și văd aici că vă iluzionați, dar în egală măsură țineți foarte mult cu dinții de ceea ce aveți. Vă văd în viitor că sunteți foarte stabili, vă doriți cu ardoare să ajungeți la finalul acestui drum, da? Sau poate apar noi activități la locul de muncă care au legătură cu zona drumurilor pentru unii scorpioni. Hai să vedem. Mai aveți 3 de bâte și cu o distanță mare sau cu studii înalte pentru alții dintre voi, poate ceva pe zona internetului, iarăși posibil să fie activități în acest sens, inovative, e ceva foarte inovativ aici și o speranță foarte mare pe care voi o aveți și care eu cred că o puteți îndeplini fără dar și poate, nu-mi fac probleme. Cel puțin din cărți și ia uitați ce entuziasm și ce flacără frumoasă se aprinde, deci sunt elemente de noutate. Poate și faceți ceva nou, poate și învățați, poate vă împărțiți în două locuri, este ceva extraordinar de frumos aici la voi pe zonă profesională și rezultatul final 8 de monede, lucru și iar lucru. Vă văd aici în viitorul mai îndepărtat că stați și lucrați la ceva cu foarte mare atenție, posibil chiar cu mâinile sau să fie ceva ce are legătură cu detaliile sau cu profunzimea,
pentru unii scorpioni. Deci dacă ești și căutați un loc de muncă, fără teamă că o să găsiți. E ceva pe inima voastră, iarăși aici văd că e posibil să vă și placă, nu numai să vă entuziasmați, posibil să o faceți din inimă. Sau să aveți legătură cu pe alții dintre voi cu ideea aceasta de a le oferi o siguranță celorlalți, poate tot ce ține de zona medicală pentru unii scorpioni sau de a avea grijă de ceilalți, de a avea grijă de emoțiile lor, dacă voi ați fi foarte buni pe ideea aceasta de emoție pentru scorpioni. E ceva diferit aici la voi. Și mai văd aici foarte multă putere din partea voastră, pur și simplu sunteți de neoprit, chiar nimic nu vă oprește, nimic nu vă ține în loc și vă urmăriți foarte bine scopul. E ca și cum stați în gardă, aveți acolo un feeling aparte să nu care cumva să greșiți, să nu care cumva să încerce cineva să profite de voi, de ce nu. Și a ieșit și acest 9 de spade și văd în egală măsură și niște stres aici la voi. E normal să fiți stresați, că asta este, suntem în lumea în care suntem și mai suntem și stresați. Vă văd totuși stresați, da, pentru că e ceva de detaliu în egală măsură. Văd aici că e nevoie să fiți foarte atenți, e ca și cum faceți artă, da, pe ceea ce faceți. Poate faceți și artă, că nu m-ar mira nimic. E o situație aici în care sunteți, care pur și simplu aveți tot ce vă trebuie, dar mai e nevoie doar de o scânteie divină, e nevoie de o scânteie de sus, și văd aici că e posibil să vă împărțiți între mai multe locuri de muncă pentru un scorpion și atunci de aici acest stres și e nevoie să faceți acolo mici, mari, magii ca lucrurile să funcționeze. Și o regină de cupe, dragii mei scorpioni, deci e cartea voastră, da? În special dacă sunteți femeie, deci reușiți să vă vindecați, e ceva pe inima voastră aici și cu siguranță are legătură cu ceva extraordinar de profund din interiorul vostru. Interesant, dragilor, e o etalare foarte, foarte bună. Sper că vă plac cărțile mele de tarot noi, da? Micuțele cărți de tarot. Eu ce să vă spun, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, să vi se adevărească. Vă pup, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.